domnul Rogozin, atunci când a fost în regiunea Transnistreană, a făcut niște declarații destul de dure, dacă putem să le numim, și mai nou Federația Rusă a anunțat că va deschide secții de votare în regiunea Transnistreană. Declarațiile domnului Rogozin nu e o surpriză pentru noi. Dumnealui, suntem obișnuiți cu declarațiile, chiar inclusiv în extrem. Pe unele le luăm în considerare și le luăm în serios, pe altele nu prea, fiindcă așa e caracterul omului și probabil trebuie să ne limităm la a nu ne expune foarte mult cu emoții. Cert este faptul că dacă există interesul Republicii Moldova și unde există, trebuie să-l respectăm și să-l securizăm. Și pentru noi contează foarte mult să găsim soluții în tot ceea ce înseamnă acest conflict transnistrean, care de 20 de ani, de 25 de ani nu ne mișcăm și să ar trebui să găsim anumite soluții, în primul și în primul rând, în interesul cetățenilor și nu a unor eventuale așa numite instituții din partea celălaltă, din Istru. Iar ce ține de alegerile din Federația Rusă, e de remarcat, atât pentru Federația Rusă cât și pentru alte state, că alegerile pe teritoriul Republicii Moldova se organizează conform acordurilor internaționale și în baza dreptului internațional.